Mulțumim Domnului pentru copiii care au slujit. Dumnezeu să-i ajute să rămână până la final lângă Dumnezeu, lângă El. Amin. Și tot ceea ce fac, să facă cu dragoste. Amin. Pentru că, iubiții mei, Dumnezeu ne-a învățat cum să facem lucrurile până la capăt. În Ioan capitolul 13, cu versetul 1, spune ceva extraordinar. Înainte de praznicul Paștelor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. Trăim într-o perioadă în lumea aceasta în care lucrurile nu se mai fac până la capăt. Oamenii încep cu elan. Oamenii încep să se căsătorească și apoi după câteva luni se despart. Oamenii încep să vină la biserică și după câteva luni renunță. Oamenii fac multe lucruri, însă nu le mai fac până la capăt. Iubiții mei, dragostea adevărată e dragostea care merge până la capăt. Dragostea care trece de cuie este dragostea pe care Domnul Iisus ne-a arătat-o, și această dragoste ne învață și pe noi nu doar să promitem, nu doar să spunem, nu doar să vorbim, ci să fim gata să mergem până la capăt. S-ar putea astăzi să nu fii la capăt. S-ar putea să fii doar la început. Ești gata să mergi până la capăt? Ești gata să spui, indiferent ce mă costă, vreau să-L slujesc pe Iisus până la capăt? Iubiții mei, Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Vreau să vorbesc astăzi despre câteva lucruri pe care Iisus nu ni le-a promis niciodată. Dacă vă știți cele patru evanghelii, Matei, Marcu, Luca, Ioan, veți observa că Iisus Hristos ne-a promis multe lucruri frumoase. De exemplu, ne-a promis Domnul Iisus că este cu noi. Și îi mulțumim Domnului că este cu noi în fiecare zi. Ne-a promis că nu ne va lăsa orfani, ci ne va trimite pe Duhul Lui Cel Sfânt. Și îi mulțumim că Duhul Sfânt este astăzi cu noi aici. Ne-a promis, iubiții mei, că ne va pregăti un loc. De 2000 de ani, Iisus Hristos a plecat în cer, în veșnicie, și lucrează pe cea mai frumoasă sală de nunți pe care o vom vedea vreodată. Și mulțumim și pentru asta, slăviți să fie numele Lui. Însă astăzi nu vreau să ne uităm la ceea ce ne-a promis Domnul Iisus, ci vreau să ne uităm la ceea ce Domnul Iisus nu ne-a promis. Pentru că fratele Viorel spunea ceva aici, așa fratele Viorel nu știa ceea ce eu voi predica, ceea ce Duhul Sfânt mi-a pus pe inimă. Și spunea că avem probleme, avem necazuri, trecem prin fel și fel de situații care sunt la limită. Și poate vă veți întreba de ce ne rugăm așa mult. Ne-am rugat de câteva ori la oră de rugăciune, ne-am rugat la 11 fără un sfert. Iubiții mei, rugăciunea în viața creștinului arată faptul că sunt lucruri pe care noi nu le putem rezolva, ci doar El ne le poate rezolva. Rugăciunea arată limitele noastre umane. Rugăciunea arată că nu avem soluții la fiecare problemă. Rugăciunea arată că indiferent câți prieteni sau bani ai, indiferent cât confort ai, sunt lucruri în viață care nu vor putea fi rezolvate decât de Dumnezeu. E ca și copilul acela care vine la tatălui și care spune, tate, aici nu mă descurc. Ca și așa fată care vine la mama și spune, mame, aici nu mai știu ce să fac. Și te simți bine ca și părinte. Iubiții mei, avem nevoie de Dumnezeu în această zi. Și avem nevoie de El toată viața. Și prin problemele prin care trecem, de multe ori stăm și nu mai știm unde să sunăm, ce să mai facem. Și spunem, Doamne, oare nu ne-ai promis că vei face anumite lucruri pentru noi? În primul rând, iubiții mei, Iisus niciodată în Biblie nu ne-a promis că vom fi mulți. Că vom fi mulți. Dimpotrivă, Matei 7:14, Iisus Hristos ne-a avertizat și ne-a spus, dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și câți? Și puțini sunt cei ce o găsesc. Dragii mei, lucrurile Bibliei sau minunile din Biblie sau dacă veți observa întâmplările Bibliei care ies în evidență, întotdeauna izbesc prin faptul că au fost făcute cu oameni puțini. Vă aduc aminte că într-o zi Domnul Iisus Hristos voia să hrănească o mulțime de oameni. 5.000 de bărbați. Mai erau acolo femei și copii. Probabil încă câteva mii în plus. Și Domnul Iisus a spus, dați-le voi să mănânce. Și ucenicii au spus, Doamne, n-avem cum să hrănim așa mare mulțime de oameni. Și era acolo un copilaș care avea la el, ce aveau copiii? Copiii, ce aveau acel copilaș la el? 5 pâini și câți pești? Vă place pescuitul? Domnul să vă facă pescar de oameni. Nu doar pescar de pește. 5 pâini și 2 pești. Iisus Hristos putea să zică, prea puțin, eu nu mă joc cu așa ceva. Dacă aveți un Kaufland, un Lidl, un magazin mai mare, Iisus Hristos a luat cele 5 pâini și 2 pești, s-a rugat și a mulțumit Domnului pentru ele.
și-a hrănit o mulțime mare. Slăviți să fie numele Lui. Iubiții mei, vă aduc aminte că în Biblie întotdeauna lucrările lui Dumnezeu s-au făcut cu oameni puțini. Au venit o văduvă la templu și avea doi bănuți acasă. Nu știu câți bani ai acasă. Nu știu câți dintre noi ne-am luat toți banii care avem acasă. Dacă eu poate eram în locul acelei văduve sau dumitale, aș fi zis, mă duc la păstor și spun că nu mai am cu ce să îmi plătesc curentul. Nu mai am cu ce să plătesc încălzirea. Și totuși văduva aceasta ia cei doi bănuți, Lucas, ia cei doi bănuți, văduva aceasta și merge și îi pune la colectă. Și dă tot ce are. Și Iisus Hristos o apreciază și spune, ea a dat mai mult decât bogații care au mulți bani acasă. De ce, din ce cauză, iubiții mei? Că Iisus Hristos nu are nevoie de mulțimi ca să facă minuni. Are nevoie de un om. Are nevoie de un tânăr. Are nevoie de un copil. Ești tu omul acela? Spune în Isaia, caut un om. Și când Moody a citit versetul acela, a luat un pic și o foaie și a scris, eu vreau să fiu omul acela. Și Dumnezeu l-a folosit să evangelizeze milioane de oameni de pe pământ. Pentru că Iisus nu ne-a promis că vom fi mulți, iubiții mei. Vreau să spui astăzi întrebări serioase când ești de partea majorității. Vreau să spui astăzi întrebări serioase când ești de partea mulțimii. Să vezi, chiar merge mulțimea aia după Iisus? Fă-ți timp să te retragi din când în când din mulțime. Fă-ți timp să stai deoparte, să te rogi. Habacuc capitolul 2 cu versetul 1, Biblia spune aici, un profet de fapt spune, m-am dus la locul meu de strajă. Mi-aduc aminte că am intrat într-o casă într-o zi. Am luat masa undeva și m-am pus la sobă, lângă sobă, pe colțul mesei, ca să nu deranjez pe cei care aveau să vină după mine. Și îmi spunea gazda, Cristi, vezi că stai pe un loc sfânt. Și am zis, cum poate să fie locul ăsta sfânt? Și a zis, Cristi, eu în fiecare noapte, când eram tânăr, în fiecare seară, ieșeam afară la alcool, la țigări, la droguri, la chermezi, la banchete, la discotecă, cu băieții, cu prietenii, cu fetele. Aveam o mamă pocăită, aveam o mamă credincioasă. Când eu coboram la ora 10 din cameră, parfumat, îmbrăcat frumos, să mă duc să impresionez lumea, să mă duc să stric banii, să mă duc în lucrurile acestea care se numesc gunoaie. Mama mea cobora și îmi spunea așa, până când vii acasă, eu voi sta pe genunchi în acest loc și mă voi ruga. Frate Cristi, veneam la 3-4 dimineața, la ora 5, gol, fără bani, fără bucurie, fără fericire. De multe ori bia, de multe ori înjurând, de multe ori blestemând. Și când intram în casă, mama era pe genunchi și covorul jos era ud. Frate Cristi, mama mea a murit. Dar lacrimile ei și rugăciunile ei au ajuns până la cer. Și Dumnezeu a răspuns, m-am săturat de lumea aceasta, au zis el, m-am separat din mulțime, m-am separat de cei care erau acolo și am rămas cu Dumnezeu. Și sunt bucuros astăzi și locul pe care mama l-a folosit să se roage, astăzi îl folosesc eu. Iubiții mei, vă rog astăzi, faceți-vă timp să ieșiți din mulțime din când în când, să vă plecați pe genunchi, să fii tu cu Dumnezeu, doar tu cu Dumnezeu. O zis Habacuc aici, m-am dus la locul meu de strajă și stăteam pe turn. Pe turn, ca să veghez și să văd ce are să-mi spune Domnul și ce îmi va răspunde la plângerea mea. În timp ce Habacuc făcea lucrul ăsta, alții dormeau acolo în oraș. În timp ce Habacuc urca la locul lui de strajă, alții stăteau pe telefon, vorbesc în termenii noștri. Alții făceau alte lucruri. Zice Habacuc, nu mă interesează ce face mulțimea. Eu vreau să rămân singur cu Dumnezeu. Cea mai frumoasă singurătate care poți să o ai în viața asta e cu Dumnezeu. Fă-ți timp din când în când să te retragi din mulțime. Fă-ți timp să citești o carte. Fă-ți timp să mai închizi telefonul. Uitați-vă, iubiții mei, avem impresia că avem mii de prieteni pe telefon, pe Facebook, pe lucrurile astea. Avem impresia că mulți oameni chiar ne iubesc. Să nu vă lasă Dumnezeu să ajungeți în spital, să vedeți câți prieteni aveți. Să nu vă lasă Dumnezeu să ajungeți să aveți nevoie de o pâine, să vezi câți din aia care sunt pe Facebook să te sune. Singurul care va veni, spunea o poezie, când nu vine nimeni, vine Dumnezeu. De aceea, iubiții mei, vă reamintesc astăzi. Poate e singurul care ești pocăit din clasă, poate e singurul care ești credincios din bloc, poate e singurul de pe stradă, poate e singurul din sat. Mângâie-te cu aceste cuvinte pe care Domnul mi le-a pus pe inimă săptămâna aceasta. Iisus nu ne-a promis niciodată că vom fi mulți. Vă mai dau un exemplu. Într-o zi se pleca Iacov de acasă. Era în ceartă cu fratele său și pleca, avea probabil o singură plasă în mână. O boccea, nu știu ce avea acolo cu el. Poate două, trei haine, cum o pucat să ia pe furici și să fugă.
Și a ajuns Iacov într-un loc pustiu, a ajuns Iacov într-un loc unde nu mai era nimic. Nu știa Iacov ce va aduce ziua de mâine, dar Biblia spune ceva interesant. Iacov, Geneza 28:12, Iacov a visat o scară rezemată de pământ, al cărei vârf ajungea până la cer. Uitați-vă, iubiții mei, o trebuie Dumnezeu să-l separe de mama, de tata, de frați, de mâncare, de confort, de căldură, de tot, de prieteni. Și l-a băgat Dumnezeu la colț. Și atunci au zis Iacov, nu mai am nicio șansă, nu știu ce va fi în ziua de mâine, nu știu unde voi pleca, nu știu unde voi ajunge. O zis, mă culc aici și văd ce va fi. Și auziți, a visat o scară rezemată de pământ, al cărei vârf ajungea până la cer. Îngerii lui Dumnezeu se suiau și se coborau pe scara aceea. Dar vreau să vă spun că scara aceasta n-ar avea niciun rost dacă n-ar fi și următorul verset. Și Domnul stătea deasupra ei și zicea, eu sunt Domnul Dumnezeul tatălui tău Avraam și Dumnezeul lui Isaac. Pământul pe care ești culcat îl voi da ție și seminței tale. Și mai departe, dacă citiți, Dumnezeu îi face niște promisiuni extraordinare lui Iacov și Iacov face și el niște promisiuni deosebite. Iubiții mei, observați, vă rog, ordinea promisiunilor. Eu sunt, o zis Dumnezeu, și apoi mai departe spune, eu îți voi da. Foarte mulți vor un Dumnezeu care dă. Care dă sănătate, care dă 22.000 de respirații pe zi, care dă 500 de funcții la ficat pe zi, care dă 100.000 de bătăi ale inimii în 24 de ore, care dă un frigider plin, care dă un salar. Foarte mulți vor un Dumnezeu care dă, dar o zici Dumnezeu aici, eu mai întâi sunt și apoi ofer. Iubiții mei, eu vreau un Dumnezeu care este. Că într-o zi nu o să mai dea nicio problemă. O zi Habacuc, că tot vorbeam despre el, m-am dus într-o zi în cămară, nu mai era nimica, în graj nu mai era nimica. Și totuși eu continui să mă bucur în Dumnezeul meu, pentru că Dumnezeul acesta continuă să existe, slăvit să fie numele Lui. Dragii mei, multe biserici astăzi se întreabă, cum putem fi o biserică mai mare? Cum putem să creștem? Știți care ar fi întrebarea corectă? Cum putem fi o biserică mai sfântă? Amin. De multe ori apelăm la fel și fel de strategii. Hai să facem cumva să vină mai mulți la adunare. Iubiții mei, niciunde în Biblie Iisus Hristos nu s-a concentrat pe mulțime. Iisus Hristos nu a coborât principiile Scripturii doar să aibă mai mulți oameni pe lângă El. Dimpotrivă, Ioan 6:65. Tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la mine dacă nu i-a fost dat de Tatăl meu. Din clipa aceea, mulți din ucenicii Lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu El. Ce-a făcut Domnul Iisus? A fugit după ei, așa-i? Nu. S-au întors pe cei care au rămas și au zis așa către cei 12, voi nu vreți să vă duceți? Dragii mei, Iisus a hrănit 5.000 de oameni, a trimis în misiune 70, a rămas cu 12 în seara cinei, a mers cu 3 în Ghețiman să se roage și doar unul singur l-a urmat la cruce. Nu vi se pare interesant cu cât te apropii de cruce, de calvar, cu cât te apropii de corona de spini, cu atât de mult mulțimea devine mai mică. Biblia spune atât de clar că a fost doar un ucenic acolo la cruce, doar un ucenic a mai rămas. Atunci când e vorba de mâncare, când e vorba să împarți ulei și făină, când e vorba de da ceva gratis, când e vorba de ploaia care cade din cer, toată România se bucură, când e vorba însă de a rămâne lângă Dumnezeu, de a umbla cu El în fiecare zi, pas cu pas, mulțimea devine mai mică. Închei primul punct al predicii spunându-vă că Traian Dor spune așa, Hristos cel Sfânt te va cunoaște în sărăcie, nu în belșug, căci mulți au stat cu El la mese, dar prea puțini au tras la jug. Îmi scria o fată zilele trecute, frate Cristi, vreau să fac botezul, dar aud o șoaptă în inima mea, aud o șoaptă în mintea mea care îmi spune să nu fac, că oricum și alții l-au făcut și s-au lăsat. Știți ce i-am spus? E șoapta diavolului. Ochii tăi și ochii noștri, iubiții mei, trebuie să fie la Iisus. El nu s-a lăsat. El a mers până la capăt. Iisus, care iubea pe ei săi, i-a iubit până la capăt. Dar ți-am adus aminte din nou de acest cuvânt, când te vei simți singur, când vei spune, numai eu din neamul meu sunt singurul care mă pocăiesc sau mă voi pocăi, numai eu din clasă, de pe stradă, adu-ți aminte de această predică. Iisus nu ne-a promis niciunde că vom fi mulți. O zis Pavel la un moment dat, toți s-au îndepărtat de mine, toți m-au părăsit. Dar au zis, Dumnezeu a rămas lângă mine. Iubiții mei, dacă am pe toată lumea asta lângă mine și nu l-am pe Dumnezeu, ce am câștigat? Dacă toată lumea asta se leapă de mine și îmi zice, nu te mai cunosc, Cristi, pentru că tu umbli cu Dumnezeu și Dumnezeu rămâne lângă mine, ce am pierdut? N-am pierdut nimic. Slăvit să fie numele Domnului.
în al doilea rând, iubiții mei, o altă promisiune pe care Iisus Hristos nu ne-a făcut-o niciodată. Știți care a fost? Niciodată Iisus Hristos nu ne-a promis că lumea ne va iubi. Nu, dimpotrivă, El a spus în Ioan 15:20, aduceți-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o. Robul nu este mai mare decât stăpânul său, dacă m-au prigonit pe mine. Și pe voi vă vor prigoni, dacă au păzit cuvântul meu și pe al vostru, îl vor păzi. Te aștepți după ce te întorci la Dumnezeu tot să zică, wow, ce bun lucru ai făcut. Nu, o să vezi când vei începe să discuți cu oamenii despre Dumnezeu, că oamenii vor schimba subiect. O să vezi când o să spui la oameni, am început să mă duc la biserică, am început să mă sfințesc, am început să mă duc și marți și joi să postez, să citesc Biblia. O să vezi cum oamenii nu te vor iubi. Iubiții mei, noi putem face pe toți să ne iubească, dar noi trebuie să iubim pe toți. Și spun, Doamne, ajută-ne la asta. Că până la urmă în viață nu contează câți, ci pe cine. Nu câți prieteni ai, ci calitatea prietenilor tăi contează în viața asta. Iubirea adevărată, iubiții mei, este iubirea care cere sacrificiu. În ciuda ceea ce face lumea, nouă Dumnezeu ne cere să-L urmăm până la final. Vă aduc exemplul lui Adoniram Ram Judson, un om al lui Dumnezeu, misionar, care într-o zi s-a hotărât, a fost printre primii misionari pe care America i-a trimis în afara ei să evangelizeze lumea. Și omul acesta a vorbit cu o tânără fată care dorea să se căsătorească și el cu ea și ea cu el, însă înainte să aibă cuvântul final, înainte să stabilească data anunț și apoi să plece în misiune, vă rog să ascultați scrisoarea pe care Adoniram Judson a scris-o la viitorul lui socru. Vă rog să fiți foarte atenți, să vedeți dacă voi ați suferi astăzi ca tați, să vă scrie viitorul generoasă de scrisoare. Acum trebuie să vă întreb dacă puteți consimți să vă despărțiți de fica voastră la începutul primăverii viitoare pentru a nu o mai vedea pe această lume. Dacă puteți consimți la plecarea ei și la supunerea ei la greutățile și suferințele vieții misionare. Dacă puteți consimți la expunerea ei la pericolele oceanului, la influența fatală a climei de sud a Indiei, la orice fel de nevoi și necazuri, la degradare, insultă, persecuție și poate o moarte violentă. Puteți să consimțiți, a spus el către viitorul socru, la toate acestea de dragul celui care a părăsit casa lui cerească și a murit pentru ea și pentru dumneavoastră? De dragul sufletelor care pierd nemuritoare? De dragul Sionului și al slavei lui Dumnezeu? Puteți să consimțiți la toate acestea în speranța de a întâlni curând pe fica dumneavoastră în slavă de dincolo, încoronată cu coroana neprihănirii, strălucind în aclamațiile de laudă pe care le va aduce Mântuitorul ei prin gurile păgânilor mântuiți, prin slujba ei din eternele vaiete și disperare? V-ați dat fata la așa o... Să vă scrie cineva o astfel de scrisoare? Iubiții mei, Adoniram Judson a fost conștient că în momentul când mă pocăiesc și mă dedic lui Dumnezeu și pornesc să evangelizez lumea aceasta, nu o să fiu aplaudat, o să fiu insultat, o să fiu degradat, o să fiu bârfit, o să fiu calomniat. Și o zis el, nu vreau să pornesc cu o fată lângă mine care vrea exact opusul, care are impresia că dacă te pocăiești totul va merge super. Știți ce a răspuns viitorului socru? Adoniram, sunt de acord. Pentru că atunci când am născut-o pe, când fata mea s-a născut împreună cu soția mea când ne-am dat naștere, noi am încredințat-o pe fata noastră în mâna lui Dumnezeu. Ascultați-mă, au plecat spre India în anul 1812. Împiedicat să lucreze în India, soții Judson au navigat în Birmania, Myanmarul de astăzi. Ana, Ann pe engleză, a făcut o muncă de evangelizare, a adoptat fete orfane, a educat copii. În 1824 se întâmplă ceva. Izbucnește războiul dintre birmani și britanici, iar Adoniram Judson, soțul ei, a fost arestat împreună cu alți străini. Ana i-a salvat viața făcând lobby pe lângă oficialii guvernamentale, aducându-i mâncare în închisoare și făcând presiuni pentru libertatea lui în următorii 2 ani. După victoria britanică și eliberarea soțului ei, ea a murit epuizată de persecuții și de responsabilitățile familiale și misionare care au copleșit-o în timpul în care el a fost închis. Ultimele ei cuvinte au fost în limba birmană, limba pe care a învățat-o pentru a-i sluji pe oamenii aceia cu dragoste și cu pasiune.
La 6 luni după moartea ei, moare fiica ei. Puteți compara ceea ce v-am citit eu cu creștinismul de astăzi? Mă doare, mă seama, nu vin la biserică, zice. E prea cald, e prea rece. M-a insultat cineva, nu m-a băgat în seamă. Uitați-vă, iubiții mei, la oamenii aceștia. Anne Judson, Anna Judson, este considerată cea mai influentă misionară a Americii. N-a trăit 90 de ani, n-a trăit 80 de ani, a trăit mult mai puțin. A murit epuizată de câmpul de misiune. Și de ce? Pentru că oamenii lui Dumnezeu am înțeles că lumea nu ne iubește. Dar Dumnezeu care a trimis pe Fiul Său merită să fie iubit până la capăt. 2 Timotei 3,12. De altfel, toți cei ce voie să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Iisus ne avertizează și ne spune în Matei 10,32. De aceea, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Dar de oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Vă mai dau un exemplu de oameni care au fost urâți de lumea asta și totuși au continuat să meargă până la capăt. Răscoala boxerilor a fost o mișcare anticreștină, violentă, petrecută în China la sfârșitul dinastiei Qing, între anii 1898 și 1900. În vara anului 1900, 188 de misionari străini și peste 32.000 de creștini chinezi au fost măcelăriți doar pentru simplu fapt că îl slujau pe Hristos. Li Zi, o tânără însărcinată venită în China din America ca și misionară, a scris o scrisoare, ultima scrisoare, părinților ei din Statele Unite pe 3 august 1900. Dragilor, tânjesc să vă văd chipurile voastre dragi, dar mă tem că nu ne vom mai întâlni pe acest pământ. Mă pregătesc pentru sfârșit în liniște și pace. Domnul este foarte aproape și nu mă va dezamăgi. Eram foarte neliniștită și entuziasmată în timp ce părea să existe o șansă de viață. Dar Dumnezeu mi-a luat acest sentiment, iar acum mă rog doar pentru har ca să întâmpin cu curaj sfârșitul care va fi teribil. Durerea se va termina în curând și va urma dulceața primirii în ceruri. Bebelușul meu va merge cu mine. Nu-mi pot imagina îndeajuns primirea călduroasă pe care o voi primi din partea Mântuitorului. Această primire va compensa toate aceste zile de îngrijorare și de suspans. Și acum ascultați, ia ce scrie mai departe. Dragilor, trăiți aproape de Dumnezeu și agățați-vă cât mai puțin de pământ. Nu există altă cale prin care să putem primi acea pace de la Dumnezeu care depășește înțelegerea. Trebuie să-mi păstrez pacea și liniștea în aceste ore. Nu regret, o spus ea, că am venit în China, dar îmi pare rău că am făcut atât de puțin pentru Dumnezeu. Viața mea de căsătorie, 2 ani prețioși, au fost atât de plini de fericire. Vom muri împreună cu soțul și cu copilul. Dacă scăpăm acum, va fi un miracol. Vă trimit dragostea mea vouă, tuturor, și prietenilor dragi care își amintesc de mine. La 12 zile după ce a scris aceste versuri, această scrisoare, Li Zi, soțul ei și copilul și alți 6 misionari au fost uciși cu brutalitate de săbiile gardienilor, iar trupurile lor măcerite au fost aruncate într-o groapă. Această istorie reprezintă doar o mică privire aruncată asupra evenimentelor derulate în 1900 în China. Mii de alți creștini au îndurat prigoana cu o credință extraordinară până la capăt. Ei nu și-au iubit viața lor, ci l-au iubit pe Dumnezeu, fiind gata să plătească această dragoste chiar cu prețul vieții lor. Tu ești gata? Iubitul meu, vreau să te fac conștient că Iisus Hristos, în al doilea rând, nu ne-a promis niciunde în Biblie că lumea ne va iubi. Și în ultimul rând, Iisus Hristos nu ne-a promis succesul și fericirea după cum o vede lumea. Nu ne-a promis fericirea aici, nu ne-a promis cele mai înalte funcții, nu ne-a promis sănătate toată viața, nu ne-a promis că totul ne va merge bine, dimpotrivă ne-a spus în Luca 9:23, dacă voiește cineva să vină după mine, nu e obligatoriu, tu alegi, e opțiunea ta, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Fiindcă oricine va voi să scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui.
Ioan 16:33, din nou vine Iisus Hristos și ne spune: v-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume nu o să aveți neapărat succes, în lume nu o să aveți neapărat aplauze, funcții puternice, oameni care să vi se închine la picioarele voastre, în lume veți avea necazuri. Dar îndrăsniți, eu am biruit lumea. Iubiții mei, împărăția lui Hristos este diferită de împărăția lumii. Lumea întotdeauna va pune preț pe păcat, pe plăcere. Împărăția lui Hristos pune preț pe sfințire. Lumea întotdeauna va pune preț pe ceea ce poți să strângi aici, deși într-o zi mergi cu mâinile goale. Împărăția lui Iisus Hristos pune preț pe ceea ce poți dărui. Lumea pune preț pe imagine. Iisus pune preț pe caracter. Lumea cunoaște pe cei care sunt ai ei și care trăiesc, cum spune lumea. Iisus cunoaște pe cei care sunt ai lui. Și spunea Pavel, cine pronunță numele Domnului să se depărteze de păcat și de fără de lege. Lumea pune preț pe fotografii, pe locul din față, pe popularitate. Iisus pune preț pe slujire, pe locul din spate, pe smerenie. Marcus 10:43. Dar între voi să nu fie așa. Între voi să nu fie cum e la guvern, cum e la primărie, să nu fie cum e la fabrică, cum e la servici. Între voi să fie după alt principiu. Oricare va vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru, și oricare va vrea să fie cel din tăi, să fie robul tuturor. Iubiții mei, la judecată Iisus Hristos nu va spune nimănui: bine, pastor bun și credincios, bine, dirijor bun și credincios, bine, învățător bun și credincios, bine, cântărețule bun, bine, patronule bun, bine, primar bun, bine, angajat bun. Și ce va spune? Bine, rob bun și credincios. Ești un rob astăzi? Așa începe Pavel epistola, așa începe Petru. Petru, rob și apostol. Pavel, rob și apostol. Iubiții mei, robul, ascultați-mă bine, robul nu comentează. Nu vreau să mă duc să fac ce spune stăpânul. Robul întotdeauna se scoală dimineața și spune: astăzi, 24 din 24, voi face ce vrea stăpânul. Te scol cu gândul ăsta dimineața? Dacă Dumnezeu spune mâine, mâine îți iei o zi liberă de la lucru și mergi în spital și vizitezi pe cineva, poți să-i spui: Doamne, așa voi face? E ușor să fii rob duminica, e ușor să fii rob la Paști, la Crăciun, când toți mor la biserică. Dar Dumnezeu nu caută, iubiții mei, robi part-time. Dumnezeu caută robi full-time. Când James Calvert a mers ca misionar la canibalii din insulele Fiji, acolo pe vas s-a iscat o discuție interesantă. Capitanul a abordat pe James și a zis: unde mergi cu misionarii ăștia tăi? Și a zis: la canibali. Și a zis capitanul, omule bun, îți vei pierde viața ta și a celor care sunt cu tine dacă vei merge la sălbatici ăia. O să mori! Auzi ce spune James: domnul capitan, eu și misionarii care sunt cu mine am murit înainte să venim aici. Noi am renunțat la pretențiile noastre. Noi am renunțat la viața noastră. Noi ne-am pus cu totul în slujba lui Dumnezeu. Poți să spui asta astăzi împreună cu mine? Iubiții mei, în perspectiva lumii, succesul înseamnă locul din față. Înseamnă să ai ce arăta, să ai ce să vadă alții la tine, să ai like-uri, să ai vizualizări, să fii apreciat pentru mașina care o ai. Știți cum arată succesul din perspectiva lui Dumnezeu? Ați văzut succesul unui om care pansează o rană? Ne ocupăm de copiii fluturi în aceste zile, să strânge bani pentru ei. Mi-a trimis cineva recent o poză și s-a pus pe grupul asociației o poză cu acești copii. Și spunea acolo sora Mimic din Lugoș, care se ocupă de acești copii într-un mod direct: noi nu avem acces la ei. Familiile acestea nu se mai deschid față de oricine, pentru că mulți omărși le-au făcut poză, au strâns bani după ei și nu au ajuns niciun ban la ei. Și ne-am spus: noi suntem diferiți, aici aveți o persoană de legătură. Peste 1000 de euro ne costă tratamentul unui copil în fiecare lună. Și sunt 30, 40, 50 de care ne ocupăm constant, lunar. Și am văzut o mamă zilele trecute cu o găleată de pansamente schimbate și cu o fetiță lângă ea care spunea: nu mai pot. Și stai și te uiți, dacă pui poza aia pe Instagram, nu-i dă nimeni like-uri. Dacă pui o poză cu un BMW și cu un băiat cu ochelari de soare și cu o freză interesantă, asta va primi like-uri și poza asta nu va primi nimic. Și ce va primi poza asta? Dacă și l-a făcut, să și-l crească. Iubiții mei, succesul din perspectiva lui Dumnezeu înseamnă să pansezi o rană, să speli pe cineva pe picioare,
să iei ștergarul, cum a făcut Iisus în seara cinei, să duci lingura la gură, la un bolnav. Te-ai gândit la succesul ăsta? Să schimbi scute cu unui copil cu sindromul Down. Ăsta e succesul din perspectiva lui Iisus. Cine își dorește astfel de succes? Pentru aia au zis Dumnezeu, sunt puțini care vin să mă urmeze. Pentru că împărăția mea are regulile cu totul opuse față de împărăția lumii. Iubiții mei, îmi spunea cineva recent, dacă ai relații unde trebuie, rezolvi orice ai nevoie. Și l-am întrebat așa, ai relații pe orizontală, dar pe verticală, ai relații cu Hristos? Pentru că la finalul vieții, iubiții mei, nu va conta pe cine ai cunoscut, ci va conta dacă Iisus te-a cunoscut. O singură relație îmi doresc în viața asta, cu Iisus Hristos. Uitați-vă la bogatul acela, predicam recent undeva lângă Făget, într-un sat, vineri seara, despre bogatul și Lazar. Bogatul când deschidea ușa, lovea cu ușa în Lazar. Acolo era Lazar, bolnavul. Vineau câinii și îi lingeau bubele. Gândiți-vă, nici pansamente nu avea. Nu cred că și-a făcut bogatul nicio poză cu Lazar toată viața lui. Și totuși într-o zi, Avram, când moare Lazar, trimite Dumnezeu îngeri și îl duce în sânul lui Avram. Când se uită bogatul din iad, îl vede pe Lazar cu Avram lângă el. Voi vă puteți imagina ceea ce lumea o dat afară și lumea a zis că nu are nicio valoare. O zis Avram, hai să facem un selfie, zice. Bogatul nu a făcut niciunul cu tine toată viața. Hai că fac eu. Asta mă îngrijorează, iubiții mei. Că s-ar putea să ne uităm la oameni mari din România astăzi, să-i apreciem, să vrem să fim ca ei. Bă, dar ce bucuroși, ce bogați sunt ăștia, ce viață faină au și ce casă au ăștia. Și pe un om care nu dă nimeni 2 lei, Avram, când moare, să-l ia lângă el. Gândiți-vă un pic la aspectul ăsta. Lumea pune preț pe râs, pe divertisment, pe chefuri, pe distracții. Iisus Hristos se oprește lângă omul care plânge, lângă omul care se zdrobește, lângă omul care închide ușa la cameră și se pune pe genunchi și spune, Doamne, nu mai am pe nimeni, numai pe Tine. O mers Domnul Iisus Hristos și vreau să vă încurajez că avem între noi oameni bolnavi, iubiții mei. Avem între noi oameni care duc suferințe în trup și vreau să-i încurajez asta și să vă spun astăzi, chiar dacă nu se oprește medicul de gardă lângă voi, chiar dacă nu aveți relații la cei mai tari medici din Germania sau din România și poate n-ai bani de tratament cât ți-ar trebui, se oprește Iisus lângă tine. Și poate dacă erai sănătos, n-aveai lacrimi în ochi, n-aveai starea aia de smerenie. O zis Domnul Dumnezeu din cer, eu sunt cu omul zdrobit și smerit. Și poate boala asta, poate falimentul, poate copilul ăla care nu te ascultă. Te-o zdrobit în așa hal încât ai plecat pe genunchi și ai spus, Doamne, nu mai am altă variantă. Și o zis, Domnul, acum pot să vin. Până acum aveai variante, cunoșteai pe ăla. Acum pot să vin. Știți că Iisus Hristos merge într-o zi la scăldătoare și era acolo un olog. Un neputincios, un om, un slăbănoc. Și pune Iisus Hristos o întrebare. Și el, auziți cum răspunde omul acesta, n-am pe nimeni. Dacă Iisus Hristos venea cu o lună înainte, ar fi spus omul acesta, n-am nevoie de tine, că încă mai am o mătușă care lucrează la ANAF. Am un verișor care lucrează la primărie, orice act mă rezolvă. Am un coleg de clasă care lucrează la spital și mi-a spus, vine curând transplantul de ficat, să stau pe listă, n-am nevoie, Doamne, de tine. Câți ani au trecut în viața ta în care ai spus, n-am nevoie de tine, Doamne? Și acum te-a găsit Dumnezeu și te-a îngenunchiat. Și spunea o cântare, eu de tine am nevoie. Iubiții mei, vă rog să nu mai priviți falimentul cum îl vede lumea. Lumea în momentul când plângi, în momentul când rămâi singur, în momentul când ai ajuns sărac, în momentul când ai ajuns bolnav, te-a scos pe targă la o parte. Atunci când lumea te scoate pe targă la o parte, vine Dumnezeu. Pentru că dragostea din El îl face să vină. Iisus nu a întrebat pe cine ai. Iisus a întrebat, vrei să te faci sănătos? Și omul ăsta a zis, Doamne, vreau, dar n-am pe nimeni. În traducerea ortodoxă a Bibliei spune, n-am om. Am nevoie de cineva să mă ia, să mă bage în apă. O zis Pilat, iată omul. El e omul de care ai nevoie astăzi. Poate-ți merge rău căsătoria, poate nu te asculte copiii, poate la serviciu ai probleme. Vreau să spun și eu ca Pilat. Iată omul de care ai nevoie. Se numește Iisus Hristos. Iubiții mei,
Niciodată nu l-a tras pe Iisus Hristos tatuajele, pieptul încordat, figurile, tupeul și mândria. Întotdeauna l-a tras pe Iisus omul smerit, omul care o falimentat, omul care o îngenunchiat. Tâlharul ăla bătut de tâlhare, ăla l-a tras pe samaritean. Iisus nu te va întreba cum ai ajuns aici, nu să spune, mă, nenorocitul, iar mai dat de lucru, nu. Iisus e gata să se oprească. După ce a înviat Domnul Iisus Hristos, au venit Petru și Ioan, s-au uitat, au văzut mormântul gol și au plecat acasă. Ce îmi place acolo este că o femeie numită Maria ședea afară lângă mormânt și ce făcea? Plângea. Bun, Doamne, după înviere tu ai avea treabă după înviere, nu? Să merg la Pilat să-i spui, uite ce mi-ai făcut, uite cine a avut dreptate. Să merg la preot, să-l trezească la preot, să vadă că nu ești mort cum cred ei. O zis Iisus, nu mă interesează, eu nu vreau să mă duc la bajocoritori. Eu vreau să mă duc la o femeie care plânge. Și a mers Domnul Iisus Hristos la Maria. Prima persoană la care Iisus se arată după înviere este Maria. Iubiții mei, dacă ai astăzi lacrimi în ochi, să nu uiți că poate prin astea Dumnezeu s-a apropiat de tine. Poate prin asta ai înțeles golul care l-ai și care poate fi umplut doar de El. Mă apropii de încheiere. Vreau să cânt și o cântare pe care vă rog să o pregătiți. Cântarea spune, El n-a promis doar cerul senin. Frate Andreea, dacă poți să vii la orgă, dar mai spun un cuvânt până ce cântăm cu toți și apoi ne rugăm. În Efeseni, iubiții mei, în Epistola lui Pavel către Efeseni apare de cel puțin 15 ori cuvântul bucurie sau cuvinte cu referință la bucurie. Știți că Epistola către Efeseni a fost scrisă de Pavel în închisoare. Emoticonuri din închisoare. Bucurie din închisoare. De 15 ori, Pavel a zis, bucurați-vă. Că nu lanțurile te pot ține legat cu adevărat, nu mucegaiul, nu frigul, ci o inimă împietrită te poate ține cu adevărat legat. Dar a zis Pavel, dacă inima asta e liberă și e bucuroasă, celula nu mai contează. Închisoarea nu mai poate afecta. Bucurați-vă. Te rog astăzi în numele Domnului, indiferent prin ceea ce treci, să nu-ți pierzi bucuria mântuirii. Indiferent prin câți oameni te judecă, te vorbesc de rău, ți-am readus aminte astăzi prin cuvintele mele simple că Iisus Hristos nu ne-a promis niciodată că lumea ne va iubi. Nu ne-a promis că va fi biserica plină totdeauna, dar dacă unul mai vine la rugăciune, Iisus vine aici. Nu ne-a promis lucruri mari. Nu ne-a promis succes, aplauze, insule, blocuri care să fie ale noastre. O zis totuși ceva frumos. Mă duc să vă pregătesc un loc. Acolo unde sunt eu, să fiți și voi. El a promis doar cerul senin, nici flori pe cale fără pelin, l-a promis soare fără de ploi, nici bucuria fără nevoi, dar mi-a promis din puterea sa pe drum lumină că ne va da al său bogat har în încercări și mângâiere în întristări. Strofa 2. El n-a promis căi fără dureri, fără ispite, fără poveri, și nici n-a spus el că vom avea cruci mai ușoare,
decât a sa. Dar mi-a promis din puterea sa pe drum lumină că ne va da al său bogat har în încercări și mânegăiere în întristări. Ne ridicăm. El n-a promis drum larg și ușor să poți umbla fără ajutor și nici pe drum că nu vor fi stângi că n-ai să treci prin ape adânci, dar mi-a promis din puterea sa pe drum lumină că ne va da al său bogat har în încercări și mânecăiere în întristări. Dar mi-a promis din puterea sa pe drum lumină că ne va da al său bogat încercări și mângâiere în întristări. Ne-o mângâia Domnul cu prezența Lui în dimineața aceasta. Nu știu cum e viața ta, nu știu cât de tare mai arde lumina care o ai în tine, dar te rog astăzi să nu te mai agazi de ce nu ne-o promis Domnul, ci să te agazi de ceea ce ne-o promis. Că va fi cu noi, că ne va răspunde când îi vom striga, că în acel salon singur, că în acea cămăruță rece, atunci când vei plânge, va coborâ, că va fi cu copiii tăi și cu familia ta, că va purta de grijă și indiferent cât de mult îi vor urâi alții, indiferent prin ce încercări vei trece, Dumnezeu s-a angajat să-ți ducă familia în cer. De aceea te rog astăzi, în ultima rugăciune care vom face în această dimineață, vină la El așa cum poți, așa cum știi, cu durerile tale, cu necazul tău, cu problemele tale și spui, Doamne, Doamne, nu vreau o viață fără necazuri, ci vreau o viață plină de prezența Ta. Amin. Ne rugăm și la final mulțumim.